Mergem la ministrul japonez de externe, care a făcut o vizită surpriză ieri în Ucraina. În conferința de presă, desfășurată într-un bunker cu zgomotul sirenelor pe fundal, a anunțat că va livra Kievului sisteme de apărare aeriană și va oferi 37 de milioane de euro pentru tehnologia de detectare a dronelor. Un raport al Financial Times arată că Rusia își menține superioritatea în războiul electronic, ridicând multe dificultăți ucrainenilor. Cu mai multe detalii despre războiul din Ucraina vine însă Andreea Soare, editor la Monitorul Apărării și Securității. Ministrul japonez de externe, Yoko Kamikawa, s-a arătat impresionată ieri de teroarea în care trăiesc ucrainenii zi de zi, când trebuie să se adăpostească în buncăre constant. Aceasta a anunțat că va aloca 37 de milioane de dolari pentru achiziția pentru Ucraina a unor sisteme de detectare a dronelor și va livra și 5 generatoare pentru a ajuta ucrainenii să supraviețuiască și aceste ieri. Aceste ajutoare se adaugă livrării de sisteme de apărare aeriană Patriot, anunțate inițial la finalul lunii trecute. La momentul respectiv, Rusia a avertizat Japonia să nu trimită sisteme Patriot ucrainenilor și a amenințat chiar că va afecta relațiile bilaterale dintre Moscova și Tokyo. Pe lângă acestea, Tokyo va aloca și $1 miliard pentru proiecte umanitare și de reconstrucție a Ucrainei. Ucraina are nevoie neapărat acum de sisteme de detectare și pruiaj al dronelor și rachetelor pentru a-și proteja infrastructura critică. Într-un raport publicat de Financial Times ieri, se subliniază un lucru deja semnalat de mai mulți experți și general cu experiență, și anume că Rusia își menține superioritatea în războiul electronic. Chiar colonelul Ivan Pavlenko, șeful războiului electronic al Kievului, a recunoscut că Rusia a produs în ultima perioadă multe drone.